explică. De fapt, nu mai. Deci ne uităm la un watch a video, da? Deci lecția de azi se cheamă atracție. Today, we're going to talk about the chess tactic called attraction. Now, usually if you're attracted to something, it's something you really want. But occasionally, attraction will bring you somewhere you don't want to be. If you've ever sat outside on a summer night and had any kind of light going, you know that sometimes bugs are attracted to the light. But when they go too close, they get zapped. And that's what we're going to see today. We're going to trick one of them. Deci, ce a zis până acum? De obicei, când suntem atrași de un lucru, suntem atrași pentru că e un lucru bun. Și ne arătă copilul acela cum se duce să-și ia înghețată de la o... Nu, regele. Regele, da, regele. Tu, eu-l păcui copil, tu-l păcui și rege, corect. Și rege era. Rege. Rege era. Să se ducă, era pe timp de vară și s-a dus să-și ia înghețată. Deci el a fost atras de respectiva... Și acum era închisoare. Nu, da. Dar respectiva aia de vândut înghețată. Dar câteodată la șah, să știți că când ești atras de ceva, s-ar putea să se întâmple un lucru rău. Și aici arată cum muștele sunt atrase de către, uite-te acolo, de sunt lumină. De lumină și la un moment dat ele se prăjesc acolo, da? Asta vrea să spună. În șah este vorba de elementul tactic denumit atracție, în care noi atragem o piesă adversă pe un câmp unde ea nu vrea să fie. Și atunci, pe urmă, îi dăm ormat, ori câștigăm material. Ia uitați-vă și începe cu această primă poziție, da? The other guy's pieces into moving somewhere it doesn't want to go, and then we're going to zap him. We've got a whole bunch of positions today, and at the end, I've got a challenge position. One of the hardest ones I've ever given in a Chess Kid video. So stay tuned for that. In this position, notice Black has nobody guarding his back row. But if we try to invade his back row with our queen, well, his king will just take us. Or, if we try to go this way with a check, the king can run away. So, what we're going to do is force the king to go somewhere he doesn't want to go. The right way to give a checkmate is to move our rook all the way up the chessboard to e8. Now, Black only has one move. He has to capture. Deci, atenție, până aici, încă o dată, ce spusă? Că dacă invadăm direct cu dama acolo, el va fugi cu regele aici, nu? Da. Așa. Da. Dar dacă i-am atras regele sacrificând acel turn, efectiv l-am sacrificat, pentru că regele a fost forțat să bată turnul. Și acum l-am atras pe un câmp unde mutarea următoare a albului va fi șac și mate. Uitați. We've tricked the black king. Deci am păcălit regele negru să vină aici. Dar acum când jucăm dama aici, e șahmat. Uitați că are un nebun acolo. Deci nu mai poate să fugă, e prea departe de câmpul de șahmate. Deci practic am păcălit regele ăsta să vină pe un câmp unde nu vrea să vină. Pentru că acolo va lua șah și mat. Da? Ai înțeles, Anastasia? Fii atentă că exemplul acesta va fi și la exercițiu și pe tine am să depun să vezi pe acolo. Ia să ne uităm la un alt exemplu de atracție. Ia. Oh my god. Again, Black has nobody guarding the last rank. So, you might start to get some ideas. E frică regelui negru pentru că pe linia 8, adică pe ultima linie asta de aici, de sus, nu e nicio piesă neagră. Asta înseamnă că ultima linie este foarte slăbită. Și da, e doar ce e. Dar stai un pic. E doar regele, exact, care n-are niciun ajutor pe ultima linie. Dar cum îl păcălim, ia să ne uităm să vedem. Poți să sacrifici un turn, ca în prima poziție. Dar dacă mutăm acolo... Ia! Și când îi dăm șah aici, vine sus, care îl lângă, și am pierdut un turn degeaba. Bă, da, el rămâne cu două turnuri și n-avem să-i dăm mat. Deci nu e bun. Înapoi. Dar dacă o luăm pe partea altă și sacrificăm, da, asta țipă, de ce mă sacrifici pe mine? Ăsta-i forțat să bată,
Dar acum nu mai păzește nimeni câmpul H8. Și nu uitați de turnul din E1. Deci albui da aici șac și mat într-o mutare cu turnul din H3 la H8, da? And then the rook comes all the way up. I think we've got it. Tipa dama, capul s-a sacrificat. Deci, then we were able to invade on H8 for a check. Da. Let's look at one more attraction leading to check. Îți place turnul ăla? Și mie îmi place. Pe cuvânt, când îl văd... Mie îmi place dama. Ți-ți place dama? Da. Mie îmi place turnul, că e cam troll. Bun, hai! În această poziție... Da, dar ne trebuie să-i dăm mat. The king can run away, and he's getting some fresh air. We don't want that. Uite, let's back up. Obține aer, da? Și atunci, cum facem să-l păcălim David Junior fizic adevărat? Știu. Prima dată facem damă... damă... zi, că nu vine. Damă... Arată cu degetul, eventual. E8. Păi da, dar îți bate cu turnul. Știu eu. Zi. Muți acolo, stai, unde pune... Dar ce muți, zi? Muți dama asta aici. Aici. Păi da, dar ți-o bate cu dama. Și chit că bați cu calul, îți va bate cu regele. Și dai o damă și... Nu, fiți atenți aici cum faci. H7 cu dama? Păi exact asta ne-a trebuit, dacă... Yes! Păi nu e bine. Deci dacă dai dama H7 direct, regele se duce la P8 și obține aer. Nu, tur H8. Cu șac, ia uitați-vă. Anastasia, trece aici. Trece aici lângă mine, de ce ai fugit? Deci, încă o dată, ia uitați-vă ce frumos este exemplul acesta. Deci albul sacrifică pur și simplu turnul numai să-i atragă regele pe câmpul H8. Și pe urmă îi va da dama H7 mate, ia uitați. Dar nu te ia. Băi, nu, da, dar nu poate să te ia decât cu regele. Nebunul nu poate, că ar intra în șah. Iar când ia cu regele... Păi da, e șah și trebuie să bați cu regele. Deci ia uite, uite-te aici. That's the easiest place to checkmate because the king has very few places to run away. The way to do that is to offer a rook on H8. Now the bishop can't take because deci nu poate să ia pentru că e legat. So the only move for black. Singura mutare pentru negru este captura. Și acum vine dama cu H7. Și dacă bate H8. Da, deci nu poate să bată. E dama e aparată de cap. Cum se cheamă șacul ăsta? Șac și mat. Șac mat. Deci, încă o dată. Dar la sfârșit ori mai fac un mult de ciocolată. Cu ce? Ciocolată. Ce ciocolată? Ăla, turneu. A, turneu de întrebări cu ciocolata? Da, îi dai lui Anastasia. Bine, dar atunci am să vă las să jucați un pic și tot mă duc și eu iau niște ciocolată. Eu vreau cu smeură. Vrei cu smeură? Cauți calul de dar la dinți, dacă n-are. Eu. Mă duc aici alături. Cu iarte. A, știu unde. Atunci vreau... Păi da, stai un pic, întâi trebuie să răspunzi la cum... Ai spus că le dai eu toți. Trebuie să răspund la întrebări, domnule Pantre! Trebuie să răspundeți la întrebări. Bine, bine, dar haideți să facem lecția. Dacă nu mă lăsați să fac lecția, nu facem niciun concurs. Și vreau să fiți și atenți, hai! Deci toată lumea a învățat acest exercițiu. Stai aici și nu se mai... Aoleo, stai un pic. Anastasia? Uite apa aici. Anastasia, trece aici. Nu mai încerca să fugi, că nu ține cu mine. Așa. Și uite-te acolo. Deci. Ia uitați-vă. În această poziție, albul are un pion în plus. Și amândoi sunt la un pas de transformare. Dar dacă promovăm în damă, ăsta ce face? Promovează și el în damă, ne dă șah, atacă în iar, mută din rege și noi îl luăm dama și îl bate.
Nu? Nu e bine? Nu e bine. Vom pierde partida. Dar de fapt noi avem partida câștigată. De ce? Dacă la... Uite, celălalt îl scoatem în damă și scoatem cu șac. El e forțat să bată. Că dacă nu, rămânem cu două dame pe tablă. După ne ducem, dacă el fuge aici... Domnul, dar total câte dame poți să ai pe tablă? Nu. Nu? Da, ai o pionii, îi transform pe toți 8 și mai ai o damă de la început. Da. Nu o damă. Îți dai seama ce fericit e regele ăla când are 9 soții? 9 regine? Da, nouă regine o să aibă regele ăla. Deci îl atragem pe regele negru pe un câmp, unde în momentul când îl transformăm pe ăsta, cu șac, el mută și tot ce trebuie să facem, să-l oprim pe ăsta. Se duce în spate, îl și oprește, îl și atacă și îl și ia. Și părmă rămânem cu o damă în plus, da? Un alt exemplu. Deci aici câștigăm material. Ia să analizăm un pic poziția asta. Cine are armata mai mare? Zi, zi. Ca puncte. Negru. Pentru care 9 puncte dama plus 3 puncte nebunul face 12, cărmă 13, 14, 15, da? Iar albul n-are decât 5 puncte cu 3 puncte 8, 9, 10, 11, 12. Dar negru are 14. Deci negru are armata mai mare. Dar albul e la mutare. Și uitați-vă ce frumos atrage albul dama pe un câmp de unde dama va fi pierdută, pentru că acest cal de aici îi va da șah și damă. Ia uitați. Ia uitați ce joacă albul aici. Queen for all rook and our extra pawn. That's 6 points for us, 9 points for him. He's up a little bit. But we're going to use attraction to get that black queen where we want her to go. Ia uitați. You may notice. Uitați-vă ce figură are turtul. Ziceți că e hopa mitică. Cade în pus și se ridică. Are mecla aia. Da, are mecla aia de... Putem să dăm șah așa, dar ne ia cu dama, da? De ce ai luat cu tâințe în gură? Am câștigat ceva în varianta asta? Nu. I-am luat un nebun, dar i-am dat și calul. Și atunci ce face albul? Ia uitați. Uitați-vă ce face albul. You don't want to trade when you're behind. We need to think of something a little bit more clever in this position. Why don't you pause your videos and figure out an attraction puzzle for white? Nu. Nu. Nebun white. Did you find the move? Ia uitați. Turnea pe chioc, dar nu aveam concept today. Now we're pinning. Trebuie să bați, nu? Capul ți-a pus dama. Dar acum am atras dama pe un câmp unde negru primește șac și damă. Șac? Da. Cale 7 îi dă șac, dar în același timp îi atacă și dama. Adică furculiță de cal. Și cu ce rămâne albul? Să mute din rege și noi luăm dama. Rămânem cu un cal și un pion în plus. We attracted that queen away from protection of e7. Now knight to e7 wins the game. The king runs out of the way. We capture the queen. We're up a knight and a pawn, and our endgame skills should be good enough to win this game. Now remember back to the beginning of the video. Uite, și cal e frumos, nu? Cum? Nu-mi place gura. Nu-ți place gura? Da. Mi-e-mi place. Vine și mă Stați așa, hai să facem test. Că văd că sunteți plini de nerăbdare și energie. Anastasia, let's get started. Tu începi. Stai aici și spune-mi... Am
Asta e prima. Exact, pe tocmai de asta. Ce joacă albul aici, Anastasia? A, sunt la fel ca alea din film. Două sunt la fel. Asta și mai e una. Ca să vedem dacă Anastasia a fost... Poate fi de asta era când eu eram la baie. Nu. Deci cum atragem regele pe câmpul acesta să-i dăm mat cu dama la ce om? Uite, turne 8 șac, da? Îi dăm 6. Poate să-i iasă afară? Nu. Trebuie să ia? Da. Dă-i, forțat. Deci, cu o dată, ca să scapi de șac, ai 3 posibilități. Să bați. Să bați, să fugi. Sau să bagi ceva între piesa care îți dă șac și regele tău. Dar aici nu poți să bagi nimic, că turnul ăsta s-a lipit de rege. Nu poți să fugi, că toată coloana asta G este controlată de doamna damă. N-ai decât să bagi. Și acum ce muți, Anastasia? Șac și da. Bătutul. Da, damă ce eu! Damă ce eu! Te cheamă Anastasia? Da. Nu. Auzi că cheamă Anastasia. Damă cu... Foarte bine. E șac și mat? Dar domnul, nu-i corect că-i spusă. Încă nu e mat. Stai un pic. Eu zic înainte. Anastasia, deci e gata, suntem în șac. Da. Putem să batem dama asta? Nu. Putem să fugim? Nu. Că dacă încerc să fug aici e regele. Dar putem să băgăm ceva între rege și dama? Da. Bagă dama. Acum ai mat într-o mutare. Zi, ce muți cu albul? Nebunul și 8. Nebunul? Păi de ce dacă dama cu nebunul nu e cu șac? Dama de 8 e șac. Dar de ce vreau să spun nebunul? Da. Pentru că sunt deștept. Ascultați-mă pe mine. Nu, la întrebarea mea, să-i puneți mâinile la gură, să nu spune. Păi normal, eu v-am învățat să puneți mâinile sub fund. Sub fund, gata. Păi da, dar el poate vorbi. Da, are dreptate, poate vorbi, ai dreptate. Nu vreau să închid gura. Bun, haideți. Tu, Elisa. Nu e grea, Elisa. Fii atent, dacă îi dai șap direct, apărată de către nebun, regele ăsta fuge aici, nu? Asta înseamnă că trebuie neapărat să atragi regele pe câmpul ăsta, ca pe urmă să-i dai șac și mat, cu baterie, damă nebun, dama fiind în față. Cum atragi regele ăsta de mustăți pe acest câmp? Știu eu. Deci e simplu. Îl știu. Dar nu-i spune. Stai. Uite, tu e aici asta. Nu. Fii atent aici, Elisa. Mută turnul ăsta. Dar nu mai primește nimic. Nu mai. Și dă-i șah aici. E forța să ia? Da. Calpe după. Și acum, Elisa, te rog frumos, dă-i șah și mate într-o mutare. Știu. Pe tavă. Te văd. Bravo! Ia uite, scrie cu gând acolo. Dar nu mai dați nimic că să răspund turnul. Da, dar nu-i corect. De ce? Că și pe tine te ajut. Exact! Păi eu nu vreau. Nu vrei să te ajut? Uite, ia, zi ce muți aici. Uite, ia ăsta și... Ia, hai! Că-i tot din lecție. Ia, lăsați-l. Atrage regele pe câmpul H8. H8? Da, pe câmpul ăsta. Domnul, lăsați-mă! Hai. Da. Nu, bravo. Deci el nu poate să-ți bată decât cu rege. Și acum dă-l mare. Ura, bate ura! Ura, Nu era simplu. Nu era simplu dacă nu erai atent la lecție. Da. Bine că ținui minte, am crezut. Exact. Ura! Bun. Asta ura! E... Nu. Lăsați-mă pe mine să o fac. Pe asta voi faceți doar ultima mutare. David juniorul. David seniorul și David juniorul. Haideți, vă rog frumos. Deci, fiți atenți aici. Hai să ne uităm la poziția asta. David, stai aici, că e Anastasia. Cine pleacă la plimbare? Păi oricum, nu vrea. Cine vine din răzătul și-a locul doi. Păi și când îți bat? Nu, da. Nu, întâi începe cu turc F1. Da. Fiind apărat de pion. Și după ce ăsta bate, acum într-adevăr vine damă în H2. Atrage regele pe acest câmp, numai ca eu când scot
bat turnul acesta, mă transform, doar să mă transform în cal și să-ți dau șac și damă. Ia uitați ce poți în engleză. Șac. Domnul, trebuie domnul să-l bat, primești, nu? Că-i trebuie să-l bat? Și acum totul e ca în moment, ia uite-te David acolo, în momentul când bat acest turn și mă transform în cal aleg, da? Și dau șah și damă. Și atunci aici efectiv am rămas cu un cal în plus, pentru că pionul ăsta cade, pe urmă va cade și ăsta și voi rămâne cu un cal, chiar și cu un pion în plus, voi fi câștigat. Da, ba nu, că și albu avea 3 și tu avea 3. Dar nu, era... Domnul, dar nu notați pe ceva? Nu, stați că nu... Nu veni concursul, nu că asta tu concurs. Nu repartești. Nu, 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 tu de asta, tu de asta te agitai așa, da. Nu e asta concursul. Concursul e la sfârșitor. Bun, câteodată să știți că... ia uitați-vă aici. Dacă nu sunteți... A venit din război, Anastasia, auzi? A venit din război, poate mare, nu știu să știe. Nu, 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 hai, vă rog eu frumos că stăm pe loc, uite, nu sunt decât ci... Păi Anastasia, adevărul este că... Așa că... Bun. Atenție! Ia uitați-vă la poziția asta care este foarte complexă și în care negru trebuie să facă fața amenințării pionul de la E7 la E8. Vă scăzi fără de turn B8. Foarte bine, ai două posibilități. Turn B8 sau rege F7. Dar negru alege pe aia greșită, îi joacă rege F7. Și atunci ce face albul? Albul pur și simplu transformă pionul down. Păi da, dar ei, dar în acest moment, ia uite-te la acea diagonală. S-a pus turnul. Cum legăm turnul ăsta? Cu nebun? A4, ia uitați. Bing. Și practic aici, albul va câștiga pentru că va rămâne cu un cal în plus. Observați ce înseamnă câteodată să alegi corect. Deci, câteodată, dacă ia să dăm un pic înapoi, revenim în această poziție de bază. Dacă eu cu albul aș fi jucat, să zicem, turn pe 8, deși și atunci ar tot nebuna 4 ar fi jucat. Da, stau să mă uit, că tot, da. Dar oricum, atunci aș fi jucat rege pe 7. Și aș fi dat turnul pe un nebun și un pion. Așa, pur și simplu, am dat turnul pe un singur pion. Puf, 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 puf. Radu Juniorul. Radu? Radu. David Junior. Așa ar trebui pe tatăl meu. David, zi. Cu negru, da? Cu negru, ești cu negru. Ce trebuie să atragi și pe ce câmp trebuie să atragi? Asta e cu mat în două mutări. Da. Da. Deci dacă bagi aici, atragi și regele acolo, da, da, și pe urmă când iau și eu cu dama, așa fuge pe aici, nu? Nu e asta mutarea. Oh, stai așa că îi dă... Uite aici, îl atragem pe rege pe H3, așa. De ce? Pentru că pe urmă îi dăm mat la H1. Ia uite. E șah? Da. Poți să fugi undeva? Nu. Poți să iei turnul? Nu. Poți să bagi calul ăsta aici? Nu. Nu. Bye bye. Bye bye. S-a terminat partida. Bye bye. Elisa, tu ești la rând. Și eu? Pe urmă, tu ești la rând. Ia uitați-vă. Elisa, fii atent aici. Mi-ar place cu acest cal să-ți dau șah și turn sau șah și damă. Anastasia, lasă mânuța jos. Dar ca să-ți dau șah și damă, trebuie să atrag dama pe acest câmp. Ce muți cu negru aici? Este că mulți nebun, 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 nebun pe patru. Nebun pe patru! Ho, 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 ho! Eu le încurc între ele. Ho, 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 ho! Păi n-aveai niciun tur să-l pui pe patru. Da, dar mă încurc între ele. Eu voiam să zic nebun pe patru. Nebun pe patru, că e B4, nu F4. F4 e ăsta. Trebuie neapărat să fac cu tine, Elisa, o lecție de cunoaștere a câmpurilor, pentru că...
altfel progresăm mai lent, ca să spun așa. Deci fii atent aici, Elisa, nebun pe pat. Când mult nebun pe patru, dama asta e forțată, ca că nu poate să fugă dama, că e legată dama, da? Deci ea nu poate să bată pion aici, sau, dar nici n-are un să mute. Dar pionul poate să te... Sau, dar fii atentă, deci îți ia cu dama, da? În dama. Pionul... Negru? Ce pion negru, Paul? Nu, uite, care ce ai eu, uite. Stai un pic, stai un pic, stai, 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 zi. Stai să-ți arăt. Ăsta nu pot să când... Care? Stai, stai. Nu, nu merge niciun pion negru, nu poate ataca ba dama. Ba da, ba da, ba da. Ăsta să se transforme în dama. Păi da, dacă se transforme în dama, va fi multă, va curge multă apă pe Dunăre, pentru că trebuie să dispară și dama, și pionul, și nebunul, și să vină acolo. Deci, încă o dată, nebun pe pat. Nil va bate. Dar acum, Elisa... Nu, nu te mai muta din cap. Elisa, ia uite, șa și damă. Și turn. Și turn. Dar noi ce luăm, turnul sau damă? Dama. Nu, damă. Păpăm cei mai gras, da? Da. Bun. Anastasia. Seniorule, zi. Nu, Anastasia. Anastasia, tu ești, zi. Cum atragi dama sau regele pe acest câmp? Pe câmpul acesta, uite, unde e mouse, unde e săgeată. Este că-i dăm șac de pion? Da. Da. Eu cred că... Asta e o furculiță de pion. Șac de pion și simultan îți atacă și dama, da? Nu e chiar prostă. Cum? Poate să ia cu dama. Păi poate să ia cu dama sau cu regele. Ia, fii atent aici. Dar noi îi dăm șac. Fii atent. Dacă ne ia cu dama, să zici... Nu cumva îi dăm șac de cal aici și i-am luat dama? Asta voiam să zic da, și ea, da, să, da, iar când bate cu regele, ea se depice bani. Bate cu dama. Unde mutăm? Șac aici, nu? Da. Bun. Bă, dacă e șac și damă, Anastasia. Dar fii atent aici. Dacă bătea cu regele, unde îi dădeam șac de cal și tot așa? Atacam și regele și dama. La E5. Aici, în centru tablei, da? Da. David, David seniorul, tu vezi? Da. Bun. Eu sunt seniorul. Junior. Deci a bătut cu dama și Anastasia îi dăm șah, el fuge și noi dă la ta. Da. Și practic ce am făcut? Anastasia într-adevăr nu va bate și el calul. Dar spune și mie, Anastasia, câte puncte a dat albul aici și câte a luat? A dat un cal, un cal și un pion. Și a câștigat 9 puncte. Exact, deci a dat 4 și a câștigat 9. E bine pentru alb? Da. E ca și cum ți-aș da 4 lei și tu mi-ai dat în schimb 9 lei înapoi. Nu e corect. Mamă, ce afacere aș face cu tine, nu? Ești mică. Uite, mai avem asta și încă una. Serio? Dar pe asta vă arăt eu. Ia fiți atenți aici, ce hoț e. Nu o fac pe ultima, că suntem nu, 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 nu. Asta, e, într-o, asta e o partidă reală de mari maestri. Și uitați-vă aici, pentru că la prima vedere, albul fiind la mutare, la prima vedere, Anastasia cu căpuțul mai spre stânga, așa să nu intre. Deci la prima vedere totul pare apărat la negru. Dar uitați ce mutare face albul numai și numai să disloce dama de pe linia 8, adică de pe linia de sus. Îi joacă turne 7. Și acel, deci dă un turn degeaba. Și acel turn trebuie să-l bați, că dacă nu-l bați, da, îți bala ce 7 și ta la gaia. Ăsta fiind legat. Că nu poți să-l muți, că ți-au turnul. Da. Cu dama turnul? Păi exact așa s-a întâmplat în partidă. Dar uitați ce concepție are albul aici. Deci a dat un turn până acum, nu? Da. Acum îi mai dă și un nebun, eu. Bam. Bam. Ca să-i dea mat la B7. Deci cu damă B7 ar fi mat, nu? Da. Ești forțat să bați nebunul? Da. Că altă apărare n-ai. Da. Altă apărare nu ai aici. Deci el bat. Dar în acest moment, cum îi dau mat într-o mutare? Da, juniorul? Da, 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 zici juniorul. Da. Foarte bine. Dama, bravo. Lasă seniorul că te pun pe tine la care e cea mai grea. Da? Asta mai grea. Asta.
Asta chiar e cea mai... Asta, chiar. Știi că fac eu mai înseamnă în engleză. În engleză, lasă ceea ce fac eu. Păi, dar n-ai cum. N-ai cum. Elisa, stai un pic. Stai să o analizez eu poziția asta, nu? Adică că nici nu mă aștept la nimeni să o, să o faceți, pentru că și mie mi-a fost greu. M-am uitat vreo 3 minute până... Deci turn de 7 îmi bate turnul. Deci albul are aici, în acest moment, un turn în plus. Da. Și ar vrea să-l bată, dar nu poate să fugă cu acest turn, pentru că ar lua mat pe ultima linie. Bang! Da. Șac și mat, cu două turnuri pe tablă, nu? Și atunci te gândești, băi, cum naiba scap și de mat, dar rămân și cu un turn în plus. A, știu. Zi. Nu, cu turn în plus. Tu-i nu ăsta... Zi unde mă, zi. Tu-i nu... Mută tu, hai. Uite, ia mouse-ul și mută. Tu-i nu aici. De ce? De ce? Că îți dau mama. Try again. Ia, lasă. Îți dau mama. Uite. Try again, adică... Îți dau mat, pur și simplu, eu te turn, H8, mat. Păi cum? Că mai are unde să... A, nu mai are. Nu mai are, că regii sunt în opoziție față-față. Eu nu știu. Ia uitați-vă ce poate e albă. Atrage turnul ăsta pe linia 5-a și îl oprește să-i dea mat la H-ul. Domnul, joacă... și tocmai la ce mă stai un pic, turn H5. Și eu mă gândeam. Păi dacă vă gândeați, spuneți cum continuă, pentru că negru evident că îi va bate turnul. Domnul, cum câștigați turnul ăsta acum? Știu. Stai, Elisa, stai atât la să-și pe ei să răspund. Păi uite, îi dai șah. Și îl pui pe rege cu turnul ăsta pe aceeași linie. Asta voiam să zic și acum iar îi mai dai un șah. Asta voiam să și pe urmă îi luăm turnul. Pa, pa. Ați înțeles? Aia, să arate dinții? Da. Ia uite. Și costea în față, da? Da. Și a trecut și cu 99. Bine. Bun.